De ce nu vrem iertarea? De Harriet Lerner. Nu vreau să sugerez că trebuie să vă supuneți unor pretenții nerezonabile când asta înseamnă să cedați teren în detrimentul propriei persoane. Și nici nu spun că ar fi cazul să vă scuzați pentru lucruri de care nu sunteți responsabili. Mai degrabă, vă îndemn să vă preocupați cu generozitate de vulnerabilitățile altora. Oamenii se implică în relații cu profundă așteptare ca interlocutorului să-i pese de suferințele lor și nu să le pună sare pe rană. Oare nu sperăm noi asta de la toate relațiile noastre semnificative? Când cereți iertare din suflet, înseamnă că prețuiți relația aceea și acceptați responsabilitatea pentru partea voastră de vină, fără a vă eschiva în vreun fel, fără a mai căuta fel și fel de scuze și fără a-l învinui pe celălalt. Uneori, în procesul scuzelor și iertării, e vorba mai puțin despre investiția în relație și mai mult despre fericirea celeilalte persoane. E despre acceptarea așa cum sunt a oamenilor pe care iubiți. Și e despre maturitatea de a cere scuze pentru partea voastră, chiar și atunci când sentimentele interlocutorului vă par exagerate, ori atunci când ei înșiși nu-și pot vedea contribuția lor la apariția problemei. Acționați cu inima și nu vă lansați în atacuri. E dificil, dar merită. Curajul de a cere iertare, precum și înțelepciunea și claritatea de a face asta cu chibzuială și pricepere, se află chiar la baza relațiilor de leadership, de cuplu, de parenting și de prietenie. În plus, fundamentează și integritatea personală, precum și ceea ce noi numim iubire. Da, e greu de imaginat că există ceva mai important de atât.